Institutul Regional de Oncologie Iași a marcat astăzi un deceniu de activitate prin finalizarea lucrărilor și demararea procedurilor de predare-primire a singurului centru de screening și diagnostic în boli oncologice din Moldova. Noul imobil ridicat cu fonduri de la Compania Națională de Investiții are sediul în strada Codrescu numărul 177 din Iași. Imobilul cu 6 niveluri are o suprafață construită de peste 690 de metri pătrați și o suprafață totală desfășurată de peste 3.700 de metri pătrați. Valoarea investiției se ridică la peste 32,3 milioane de ron. Acest centru, dincolo de un pachet de servicii preventive în domeniul oncologic, screening de cancer de col, screening de cancer de sân, screeningul cancerului colorectal, oferă și alte servicii de sănătate în regim ambulatoriu, ceea ce este foarte bine pentru că crește adresabilitatea în zona de screening, pe de o parte, și pe de altă parte poate să completeze și veniturile acestei unități, care este funcțională. Managerul Institutului Regional de Oncologie, Mirela Grosu, a precizat că lucrările au demarat în anul 2019 și s-au desfășurat într-un ritm alert, astfel că imobilul a putut fi terminat în martie 2022. Punctăm 10 ani de funcționare. Institutul și colegii mei, cadrele medicale, au pus accent pe screening încă de la început și știm toți depistarea oricărei boli la timp înseamnă o boală vindecată. Cu atât mai mult cancerul. Screeningul se adresează persoanelor sănătoase și ajută la depistarea oricărei boli. Asta ne dorim noi să facem aici la centru de screening. Ideea este că noi vrem să primim persoane sănătoase, să le spunem după investigații, sunteți bine, plecați acasă și reveniți după un an sau doi la control. În centrul care va funcționa în cadrul IROIA și-au fost deja angajate 39 de persoane, urmând ca numărul total de angajați să depășească 200 în perioada următoare.